Astăzi, după amiază, a venit domnul Boc acolo, cu doamna, în birou la doamna Anastase, cu telefoanele în mâini, erau pregătiți, probabil că au sunat și telefoanele alea, și cu toți liderii UDMR. E, acolo s-a negociat chestiunea și UDMR-ul a votat de data asta cu PDL-ul. E important să vedem în zilele următoare, nu o să dureze mult, ce a primit UDMR-ul în schimb pentru ca să nu-l mai voteze pe Dorneanu și să-l voteze pe Cutărică. Păi să trecem puțin în revistă ce a obținut până acum. Până acum a obținut câte ceva. A obținut o hotărâre de guvern prin care recunoaște ținutul secuiesc, da? Votează acum ca vicepreședinte al Parlamentului Uniunii Europene pe Tökes, care este clar declarat împotriva Trianonului, acceptă studierea istoriei și geografiei în limba maghiară, studiază limba română în România ca pe o limbă străină și urmează proiectul UDMR de regionalizare a României. Până acolo au mai obținut astăzi, a apărut în monitorul oficial de azi. Am văzut că vreo 7-8 fundații ale UDMR-ului, printre care și UDMR-ul în sine, care e de fapt un ONG, așa considerat, au primit prin hotărâre de guvern fonduri de la guvern în valoare totală de câteva sute de mii de lei noi. Deci apar în monitor oficial de astăzi, 10 iunie, apar subvențiile astea de la buget pentru fundațiile UDMR-iste. Regionalizarea României după proiectul UDMR, asta este adevărata miza UDMR. Vinderea României, doamne, da. Vinderea. Asta e vindere, asta nu este regionalizare. Asta e o vindere. Să trezească și Timișoara că au crezut că Băsescu o să... Doar o secundă, domnul Iancu. Maestre, ce se întâmplă din punctul nostru de vedere? Păi, dar lista de care a vorbit doamna Câmpeanu spune tot. Eu însă nu mă feresc să spun că asta e vinderea României. Am ajuns chiar atât să de vindem România. Da. Pentru ce? Pentru niște voturi. Pentru ca să... Absurditatea. Pentru ca să putem tăia pensii și salarii. Mi se pare ceva apocaliptic, pare foarte rău. Vindem România ca să putem tăia pensii și salarii. Asta ceva înfricoșător. Pentru ambițiile mele. Înfricoșător. Cum spuneți, dar cât de cinic, zic eu, este declarația, am primit acum un mesaj de la o colegă, mi-atrage atenția, deschidere din evenimentul zilei de mâine, Elena Udrea. Doamna ministru Elena Udrea ne anunță: dacă pică moțiunea, șampanie o dau eu. Deci doamna Udrea anunță că va da șampanie dacă acest guvern rămâne în funcție, deci se taie pensiile și salariile. Probabil asta că de asta agita Băureanu, ca să se ducă să bea șampanie mâine cu Udrea. Dom'le, eu înțeleg că își dorește să nu cadă guvernul din care face parte, dar pe o tensiune într-atât de mare. Am auzit-o în această seară pe doamna Teodora Trandafir, care făcea parte din PDL sau face parte din PDL și care a spus: dom'le, așa ceva, o astfel de măsură, totuși nu pot să votez, pentru că e împotriva părinților mei, ceea ce a spus doamna Trandafir. Cum să spui că dai șampanie în condițiile în care tensiunea oamenilor este una uriașă cu privire la viața lor, cu privire la ceea ce se va întâmpla cu ei mâine, poimâine, în anii următori? Doamna Câmpeanu. Eu aș vrea să reamintesc și, deși poate unii ori să mă considere ridicolă, totuși o să spun că este vorba de 7 milioane de oameni fără membri de familie care sunt afectați de această măsură și că este vorba de oameni și nu de cartofi. Că acest guvern consideră că are în spate niște saci cu cartofi și li se pare foarte greu să ia niște măsuri ca să ducă această povară și atunci mai bine aruncă câțiva cartofi pe care îi consideră stricați. Niște pensionari care să moară pur și simplu, niște oameni care nu mai pot să-și ducă copiii la școală, la grădiniță și să mai aibă ce să le mai dea la pachetel, da? Asta înseamnă această măsură și reamintesc că am venit de curând din Grecia, această țară care este în groapă și de care ne ferim să nu ajungem acolo, da? Ei bine, acolo se construiesc în continuare autostrăzi. Am văzut cum se lucrează. Acolo s-au luat măsuri, știți bine că nu s-au tăiat, s-au tăiat al 13-lea, al 14-lea salariului, al 13-lea, al 14-lea pensie. În schimb, se iau măsuri fiscale. Pur și simplu sunt rugată cu cerul și pământul în magazin să duc bonul până la hotel.